Deci urmează tema prezentată de domnul conferențiar dr. Gheorghe Liviu Zidaru, procedura filtrului în căile de atac, propuneri de lege referenda. Speram că sunteți la fel de interesați ca și mine. Eu aștept, de când am văzut titlul, aștept, sunt foarte curioasă, am căutat să văd cam care ar putea fi ideile. Nici nu l-am întrebat aseară deloc, așa că va fi total neașteptat, sper, ceea ce ne va spune. Știți cu toții că, într-un final, articolul 493 a fost abrogat, deși inițial a fost admisă o excepție de neconstituționalitate pe aliniatul 5, care se referea la sintagma recursul este vădit de fondat, deci practic s-a înlăturat această teamă. M-am uitat pe propunerile, pe forma legii 310 din 2018, care a abrogat articolul, întreg articolul, deci întreaga procedură. Proiectul de lege a intrat inițial numai cu modificarea, cu aducerea la zi a textului conform deciziei Curții Constituționale și n-am reușit, am tot căutat pe Camera Deputaților, n-am reușit să aflu cine a propus într-un final și unde s-a produs schimbarea. Poate, nu știu, eu n-am găsit, poate ne spune domnul profesor. Și în final a ieșit cu acest text abrogat. Acum aștept să vedem. Bună ziua și mulțumesc în primul rând mult organizatorilor conferinței Baroului Cluj și Facultății de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj pentru invitația la această conferință. Este mereu o plăcere pentru mine să vin la Cluj pentru că este un public foarte pretențios și dialogul este unul foarte aplicat. Tema are, din păcate, are acest is contrafactual. Discutăm despre ceva care în dreptul românesc nu pare de mare actualitate, de iată că într-un fel a fost, fie și într-o formă rudimentară, a dispărut, acum din ce știu eu, dar este efectiv mai mult pe surse, ca să spunem așa, în alta curte însă și nu a vrut să păstreze sistemul de filtru, dar totul a plecat de la contenciosul administrativ. În contenciosul administrativ judecătorii s-au opus ideii de filtru, au spus că le încetinește procedura. Eu cred că efectul a fost contrar, pentru că înlăturând etapa filtrului care lungea cu câteva luni momentul fixării primului termen, s-a văzut și mai clar că încărcătura secției de contencios administrativ și fiscal nu permite fixarea unor termene scurte și termenele s-au dus direct la un an sau doi. Mi se pare că parcă justițiabilul cu filtrul mai simțea că se petrece ceva, îi se comunica recursul, un proiect de raport, mai depunea un punct de vedere, era o încheiere de admitere în principiu a recursului. Într-un fel, și cred, acum lăsând gluma la o parte, cred că marele avantaj al acestui filtru foarte, chiar foarte slab pe care l-am avut noi în legislație era totuși că nu se ajungea în ședință publică cu, iertați-mi expresia, procesomani, cu recursuri tardive, cu recursuri vădit nule, da? Erau totuși filtrate și ședința publică era un pic curățată. Înțeleg că există acum un regret, cel puțin la secțiile civile, cel puțin unii colegi cu care am discutat, că evident nu există aici o viziune de ansamblu, că totuși era mai bine cu filtru, pentru că îți curățai ședința de aceste dosare în care știți că unor cele mai neplăcute discuții, poate ați văzut în sală, sunt exact în dosarele unde cererea este vădit inadmisibilă, dar revizuentul sau contestatorul începe să-ți povestească întreaga sa experiență judiciară, dacă nu chiar întreaga viață. Acum, șansele reale a unei reforme în sensul unei, să spunem, unui filtru de admisibilitate, mie nu mi se par foarte mari în acest moment, pentru că în realitate lucrurile sunt la nivel de mentalitate. Da, tocmai pentru că nu avem povara unei reforme legislative, putem sta de vorbă în mod liber. Da? E vară, putem să discutăm și despre inteligența artificială și despre filtre de admisibilitate și alte asemenea lucruri. Acum am luat două repere, pe de o parte dreptul german care cum nu are altă virtute decât că mi se pare că organizează foarte bine acest tip de filtrare și destul de recentele reguli model europene de procedură civilă.
despre care o să spun câteva cuvinte un pic mai la vale, și în strânsă legătură cu acest sistem de filtrare al căilor de atac este asistența vocațională obligatorie. Nu cred că poți să faci un filtru real cu părți neasistate. Mie mi se pare ceva destul de SF, pentru că părțile respective nu vor înțelege nimic din ceea ce se întâmplă. Acum, în legătură cu filtrul de admisibilitate, avem o problemă, o ecuație, să zicem, de, un pic de termodinamică. Există sute de instanțe de fond sau zeci de instanțe de fond și o instanță supremă, sau fie 15 curs de apel dacă, de exemplu, vrem să dăm recursul și în competența curților de apel, cum e la noi. Este clar că nu toate dosarele pot să ajungă la instanța de recurs, nici măcar la curțile de apel, dar rămite la înalta curte de casație. Și atunci, pe de o parte, avem această realitate că noi am avut în sistemul comunist sistemul în care procurorul general sesiza, era singurul care sesiza Tribunalul Suprem cu recursuri extraordinare, da? Dar apărea și acolo o problemă, cum le alegea? În esență, părțile veneau și făceau memorii, se plângeau de hotărârile definitive și procurorul decidea să atace hotărârile care, nu știu, nu erau pe linia legalității, ca să folosesc o exprimare așa un pic lemnoasă. Da? Pe când la noi, în sistemul clasic, profesorul Tocilescu, încă din secolul XIX, arăta că zelul particular este cel mai apt să deducă curții de casație spre soluționarea curții de casație cele mai interesante probleme de drept. Pentru că, practic, particularul care vrea să obțină câștig de cauză, pe particular nu-l interesează neapărat să dezvolte jurisprudența, nu are genul ăsta de ambiții abstracte. Da? Particularul vrea să îi se rezolve speța sa și încearcă să o îmbrace într-o formă acceptabilă pentru preocupările jurisprudențiale ale instanței de control judiciar și să obțină acolo câștig de cauză. Și a spus profesorul Tocilescu, acesta este instrumentul cel mai bun pentru a obține examinarea legalității hotărârilor instanțelor de fond. Pe de altă parte, viața demonstrează că în sistemul clasic nemodificat, în care toate cauzele au vocația să ajungă în recurs la instanța supremă, este impracticabil în prezent din cauza volumului imens de dosare. Este absolut imposibil. S-a încercat într-o manieră foarte neorganizată în anul 2003, s-a blocat instanța supremă, la un moment dat venit niște camioane cu dosare care după un an au și plecat înapoi că nu fusese judecat. Da? Deci e clar că acest lucru nu se poate. Și atunci aceste filtre pe care sunt des folosite în dreptul comparat au rolul de a permite cumva, o să vă spun un cuvânt neplăcut până la urmă, selectarea cauzelor care vor ajunge să fie judecate de instanța supremă. Forma, dacă vreți, forma cea mai pură și dură a ideii de selectare a dosarelor care să fie soluționate de o instanță supremă, este așa numitul writ of certiorari din sistemul nord-american, din Statele Unite ale Americii, unde Curtea Supremă a Statelor Unite pur și simplu își alege un număr de altfel foarte redus de sub 100 de dosare pe an, în care alege să examineze respectiva problemă de drept, în vreme ce în celelalte pur și simplu alege să nu le judece. Și asta înseamnă că, în realitate, Curtea Supremă este foarte departe, nu mai are rolul unui veritabil corector al practicii judiciare, ci pur și simplu mai degrabă un fel de dezvoltare a dreptului pe niște direcții pe care le consideră prioritare în momentul respectiv. Mai aproape de obiceiurile cu noastre europene, totuși, un sistem, aș spune, intermediar este acest sistem german în care recursul nu este admisibil decât dacă este autorizat. De cine autorizat? În mod surprinzător, chiar de către instanța cărei hotărâre se atacă, anume de către curțile de apel și rare ori și de către tribunale, care trebuie să examineze după niște criterii juridice dacă recursul este admisibil. Și dacă recursul este admisibil, declară recursul admisibil. Iar în caz contrar, apare o propoziție destul de seacă că recursul nu este autorizat. O să vedem că în această situație există un remediu. În principiu, Curtea Federală de Justiție, care este instanța supremă pentru, să zic, dreptul civil în sens larg, dar și penal, judecă toate recursurile, deci nu există alte instanțe de recurs. În principiu, orice hotărâre are vocația să fie atacată cu recurs, mai puțin chestiuni de tipul măsuri provizorii, sechestre, unde ați văzut că și la noi codul de procedură civilă a tras o concluzie corectă. Fiind chestiuni foarte mult de ordin factual, care implică apreciere, nu există în general dreptul de recurs în aceste materii, există doar apelul. Da?
Deci, practic, orice dosar ar putea să ajungă, dar cu această condiție ca recursul să fie autorizat. Au avut și ei un prag valoric care cândva era ceva de genul 60.000 de mărci. Pentru cine n-a prins marca germană, înseamnă aproximativ 30.000 de euro. Mă rog, scoțând inflația din calcul, da? Acum 20 și ceva de ani acest criteriu valoric a fost eliminat aproape complet și s-a spus nu este apt. Valoarea pricinii în sine nu este un criteriu suficient de relevant pentru a vedea dacă o cauză prezintă sau nu interes jurisprudențial. Și atunci au spus criteriile sunt altele. Anume, în esență, recursul va fi autorizat dacă dosarul prezintă o importanță de principiu sau dacă dezvoltarea dreptului sau păstrarea unității jurisprudenței necesită o soluție din partea instanței supreme. În esență, fără să intru în toate detaliile, pentru că suntem și într-o ușoară întârziere, sunt două mari constelații în care recursul este autorizat. Aceea în care instanța nu a avut ocazia să se pronunțe asupra unei anumite probleme de drept și iată, ivindu-se ocazia, înseamnă că iată este o ocazie de a complini o lacună în interpretările jurisprudențiale, de a dezvolta semnificația unor norme juridice imprecise, de a soluționa cauze cu vocația de a se repeta foarte frecvent, cum sunt de exemplu cauzele acelea cu acțiunile împotriva Volkswagen și altor producători care au manipulat emisiile de gaze de eșapament prin tot felul de programe, să zicem, strecurate în sistemul de operare al mașinii și așa mai departe. Da? Deci, practic, este vorba despre situația în care instanța consideră că este necesar să se pronunțe într-un domeniu pentru a se ajunge la o practică consolidată. A doua ipoteză care mi se pare interesantă este aceea a păstrării unității jurisprudenței. Și aici intervine un lucru foarte interesant. Teoretic, în Germania, ca și la noi, jurisprudența nu are valoare de izvor de drept. Dar, practic, instanțele citează în hotărârile lor jurisprudență. Aici este o diferență culturală destul de mare între sistemul nostru și cel francez, unde, în general, nu se citează jurisprudență, pentru că noi trăim sub ficțiunea că judecătorul doar aplică mecanic legea, în vreme ce, în dreptul german, teoretic e la fel, dar, practic, se citează hotărârile judecătorești. Și se discută relevanța acelei hotărâri și în ce măsură este incidentă sau nu. Deci, din punct de vedere metodologic, este foarte apropiat de un sistem de precedent judiciar. Pentru că, în precedentul judiciar, asta faci. Te raportezi la jurisprudența instanței superioare, de regulă a instanței supreme, și vezi în ce măsură acel precedent ți se aplică sau nu. Judecătorii în dreptul german au însă libertatea, spre deosebire de sistemul de stare decisis, să spună că nu aplică precedentul, că nu sunt de acord cu jurisprudența BGH-ului, de pildă, a Curții Federale, numai că în acest caz sunt obligați să autorizeze recursul. Deci, practic, ceea ce se așteaptă de la tine ca judecător e ceva, să citești jurisprudența cu care nu ești de acord, să spui că nu ești de acord, o dai pe dos, dar după aceea trebuie să autorizezi recursul. De ce? Ca să dai ocazie instanței supreme să te caseze, practic. Glumind un pic. Adică fie să schimbe propria practică, fie să te aducă pe tine, în, să zicem, din nou în rând cu... Nu te lasă să fii oaia neagră, că ori ai dreptate și trebuie să schimbi practica, ori n-ai dreptate și atunci trebuie să prevaleze ideea de jurisprudență unitară. Și foarte interesant că la ei Tribunalul Constituțional a zis că dacă nu autorizezi recurs într-o situație în care tu, de fapt, nu aplici jurisprudența instanței supreme, asta e o situație de încălcare a dreptului la judecătorul legal, der gesetzliche Richter, pentru că tu, practic, ai privat partea de accesul la instanța supremă care trebuia să corecteze chestia asta. Foarte interesant. Bun. Acum, în general, se merge pe ideea că nu orice eroare de drept ar trebui să ajungă la instanța supremă, ci numai erori de drept cu valoare simptomatică, cu risc de repetare. Dar, sigur, asta ridică problema delicată, bine, și dacă am o eroare gravă care, în mod evident, nu o să o mai comită nimeni, dar totuși, de ce să o lăsăm? Că și aici, în realitate, sunt două opinii și, bineînțeles, că în avocatura lor prevalează ideea o fi recursul de interes general și de interes jurisprudențial, am înțeles toate chestiile astea, dar totuși hai să-l folosim și ca să corectăm prostiile, da? Erorile. Pe de alt, în vreme ce viziunea cel puțin oficială a legiuitorului pare a fi, da, dar nu asta e funcția recursului, este doar a apelului, recursul nu trebuie folosit pentru corectare de erori, pentru corectare de nedreptăți, ci doar pentru dezvoltarea dreptului. Bun.
ce un instrument util, sigur, vă puteți imediat întreba, păi bine, în România n-ar accepta nimeni ca judecătorul instanței de apel să autorizeze recursul împotriva propriei hotărâri, pentru că ar fi discreționar în această decizie. Da, nu cred că ar accepta nimeni. Sigur, se pot imagina și alte sisteme. Ce remediu au ei este această contestație împotriva neadmiterii recursului. Cuvântul german este foarte bun pentru meme cu limba germană, se zice nicht Zulassung Beschwerde, contestația împotriva neautorizării recursului. Dar aici intervine în mod spectaculos și interesant un filtru valoric. Ca să ai acces la această contestație împotriva neautorizării recursului, trebuie să fii căzut în pretenții, cum spunea vechiul nostru cod de procedură atât de frumos, cu cel puțin 20.000 de euro. Ce înseamnă căzut în pretenții? Diferența între ceea ce ai urmărit și ceea ce ai primit să fie mai mare de 20.000 de euro. Deci nu valoarea obiectului cererii, ci diferența cu care tu te consideri prejudiciat. Cum zice legislația noastră a taxelor de timbru, valoarea contestată. Da? Apelul se timbrează la 50% din ce? Din valoarea contestată. Trebuie să ceri ceva în apel. Și în recurs la fel. Ei bine, dacă se atinge acest prag valoric, este admisibilă această contestație împotriva neautorizării recursului și, practic, acolo trebuie convins, și o să vedem că are o foarte strânsă legătură cu asistența avocațială, trebuie convinsă instanța supremă că sunt, de fapt, întrunite acele trăsături, acele condiții fundamentale pentru admiterea recursului, interesul general al problemei de drept ridicate. Încă o dată, în strânsă legătură cu ideea că recursul nu poate fi formulat decât de avocat și o să vedem și de care avocați, iau destul de puține recursuri. Mi se pare puțin, sub 4.000 de recursuri. Da? În anul 2019 am găsit eu o statistică și iată, din care aproximativ 10% ajung să fie judecate pe fondul cauzei. Bun, ce este foarte interesant, în schimb, și poate chiar mai interesant că de filtrare în recurs am mai auzit, ei au introdus un sistem de filtrare și în apel. E adevărat un sistem mult mai modest. Acolo au spus, trebuie să fii căzut în pretenții cu cel puțin 600 de euro ca să fie admisibil apelul. Dacă te-ai judeca pe un euro simbolic, pe 10 euro, pe 3 euro, nu parcurgi decât prima instanță, dar chiar și în cauzele de sub 600 de euro, este admisibil apelul în acele cauze în care ar fi admisibil și recursul. Deci reapare problema, criteriul sub apa problemei de drept de interes general. Ce mi se pare mie foarte interesant și recunosc un pic seducător din perspectiva judecătorului este că ei pot să, chiar și recursurile admisibile, pot fi respinse fără citarea părților într-o procedură exclusiv scrisă care seamănă cu fostul articol 493, în măsura în care le apreciază că a vădit lipsit de șanse de succes. Înainte de a vă gândi că, cum adică să fie lipsit de, evident, de șanse de succes, să știți că sunt o groază de cauze repetitive în care sunt RIL-uri, sunt HP-uri, practica este foarte clară și instituțiile publice, spre pildă, bine, iar vrea că nu numai ele, dar dau un exemplu neutru, instituțiile publice continuă să facă apeluri, să exercite, mulțumesc, diverse căi de atac și practic acolo știi că jumătate de ședință eventual este alcătuită din astfel de dosare în care de fapt nu ai ce să discuți cu nimeni și ai putea foarte bine să-i zici de la bun început că este pur și simplu respins apelul. Este un sistem foarte interesant, dar care a fost și foarte criticat în sensul în care la un moment dat a fost un pic atenuată reglementarea, în sensul că se poate și ataca această hotărâre prin care apelul este respins ca lipsit de șanse de succes. Iarăși foarte interesant mi s-a părut, apropo de problemele noastre de încărcătură, pe care noi am încercat să le rezolvăm cu completul de apel de doi judecători. Completul de apel de doi judecători, sigur, este în sine o anomalie, pentru că ce te faci dacă cei doi nu se înțeleg? Sigur, în practică, cei doi se înțeleg, da? De cele mai multe ori. Pot să zic că 99% din cazuri nu apar foarte rare sunt situațiile de divergență. Ca idee, în ultimii 2-3 ani am avut vreo 3 divergențe și ce mi s-a părut foarte interesant este că în urma dezbaterii în completul lărgit de 3 am reușit să o dăm în unanimitate de fiecare dată. Adică cineva a renunțat la poziția care a determinat divergența. Acest lucru mi s-a părut interesant. Și nu fac acum apologia practicii unitare și a lipsei opiniilor separate, dar iată, dacă le poți evita, de ce nu?
Ia un alt sistem, completul de apel este de 3 judecători, dar dacă apelul nu prezintă dificultăți deosebite, dosarul poate fi transferat unuia dintre cei 3 judecători, care îl va judeca și va da hotărârea finală. Iarăși o problemă culturală. Acceptăm ca apelul să fie judecat tot de un judecător, prima instanță fiind hotărârea tot de un... Și exact acceptăm această decizie foarte flexibilă în care președintele spune apelurile cu CNCI sunt toate banale, toate merg la Zidaru și restul le judecăm împreună. Și ce o să zică părții? Dar de ce? De ce Zidaru și nu Popescu? De ce Popescu și nu Ionescu? De ce nu toți? Da? Adică genul acesta de sistem nu poate să funcționeze decât cu un grad de încredere mai degrabă ridicat în modul în care funcționează instanțele. Acum, în ceea ce privește această filtrare a căilor de atac, regulile model de aceste model European Rules of Civil Procedure din anul 2021, elaborate de European Law Institute și UNIDROIT, au niște prevederi, cumva nu e o codificare completă, au un fel de propun niște reguli pe zonele pe care le-au apreciat profesorii implicați în elaborarea acestor recomandări până la urmă. E un exercițiu intelectual. Care sunt zonele care sunt apte a fi unificate? Și de aceea nu are densitatea unei reglementări precum cod de procedură civilă național. Pe de o parte, și eu nu o să intru în detalii, se propune un sistem de filtrare a recursurilor denumit second appeal, foarte similar celui din dreptul german, adică să nu fie autorizat accesul la instanță supremă, ei subînțeleg că recursul nu poate fi decât la instanță supremă, doar dacă să nu fie admisibil decât dacă se ridică o problemă de drept cu caracter general. În mod suplimentar au și cazul încălcării unui drept fundamental, ceea ce mi se pare o problemă totuși importantă, da? Dacă o cauză este aptă să ridice, să permită conturarea limitelor unui drept fundamental. Da? Mai ales în situațiile în care avem două drepturi fundamentale în conflict, cum e dreptul la viață privată și dreptul la liberă exprimare, spre pildă. Da? Dar în rest, mi se pare mie că se apropie destul de mult de sistemul articolului 543 din codul german. În fine, oarecum se merge pe ideea că, deși nu are valoare strict formal de precedent, în general cam toate instanțele se țin de practica instanței supreme. La noi nu cred că e chiar așa și recunosc că nici eu nu mă simt neapărat foarte legat întotdeauna de practica ICCJ-ului decât dacă se întâmplă să fiu și de acord cu ea. Sigur, nu vorbim de practica obligatorie. Pentru că dacă suntem în zona practicii obligatorii, acolo discuțiile încetează. Acolo, evident, s-a rostit, există acea obligativitate erga omnes care pune capăt incertitudinii juridice. Bun. Mod interesant, aceste reguli model propun și un sistem de un prag valoric în cazul apelului, spunând că nici accesul la instanța de apel nu ar trebui să fie unul necondiționat. Se ajunge până la urmă la situația în care judecata în prima instanță devine ușor nerelevantă. Și ei sesizează acest risc și au spus nici accesul la instanța de apel nu ar trebui să fie prea facil, pentru că în felul ăsta se subminează încrederea în sistemul judiciar. Deci asta e o problemă, într-adevăr. Nu putem neapărat neglija calitatea judecății în prima instanță doar spunând las că există și apel, recurs, contestație și revizuire. Și atunci ei propun un prag valoric destul de moderat, anume dublul salariului mediu pe economie. Nu știu exact cât e salariul mediu pe economie la noi, acum în jur de 1000 de euro, parcă 4800. Iată, deci se ajunge la un prag de vreo 2000 de euro, ceea ce totuși ar filtra destul de mult din tot felul de cauze, cheltuieli de întreținere și tot felul de alte lucruri, da? În care totuși nu trebuie neapărat să parcurgi două instanțe de fond. De asemenea, se consideră, iarăși foarte apropiat de dreptul german, că și în aceste situații totuși s-ar putea considera admisibil apelul dacă se ridică o problemă de drept de o importanță fundamentală. Mai trecem un pic la problema asistenței avocațiale, pentru că eu nu cred că poți să faci filtrare în căile de atac cu părți neasistate juridic. Mi se pare un nonsens. Până la urmă o să înțeleagă nimic din ceea ce li se întâmplă. În dreptul german există acest sistem în care în cauzele civile de drept comun asistența avocațială este obligatorie în fața tuturor instanțelor, mai puțin judecătoria. Da? Deci tribunal, curte de apel și curțile supreme, că sunt 5 curți supreme federale, asistența avocațială este obligatorie.
Tribunalul este instanță de drept comun de la 5.000 de euro în sus. Noi avem, știm că și la noi, teoretic, tribunalul instanța de drept comun, dar în realitate judecătoria are o competență foarte extinsă, 40.000 de euro în prezent. Și am avut surpriza să constat că prin Senat a trecut un proiect de lege în care se mărește pragul valoric la 1.000.000. Da. Deci iată cum încetul cu încetul continuă tendința de a ne întoarce la vechiul cod de procedură civilă și încă într-un mod accelerat. Bun, și atunci, practic, iată că de facto în cauzele foarte simple asistența avocațială devine obligatorie din apel, iar în toate celelalte cauze asistența avocațială este obligatorie de la prima instanță. Eu personal am o mică rezervă față de ce a spus Andreea, că asistența avocațială în prima instanță nu e atât de importantă. Eu cred că e, pentru că nu, ci că E foarte greu politic, este imposibil să impui asistența avocațială obligatorie în prima instanță. Deci, să fim foarte clar, asta nici în 100 de ani nu o să avem la noi, niciodată. Cred că nici în apel nu o să avem. Poate nici în recurs nu o să mai avem vreodată. Da? Dar, în realitate, în prima instanță se fixează coordonatele litigiului. Pentru că e foarte greu în apel să vii să spui, eu am vrut să zic rezoluțiune și nu nulitate. Dar nu mi s-a înțeles bine cererea. Dar o să te lovești cel mai adesea de imutabilitatea cadrului procesual din apel. Da? Imposibilitatea formulării de pretenții noi. De aceea, ceea ce până la urmă, prima instanță este într-un fel decisivă. Dar e adevărat, sunt de acord că ideea de asistență avocațială în prima instanță este un OZN, nu vom ajunge niciodată la așa ceva. În rest, cred că totuși, și cred că acolo a fost și greșeala legiuitorului nostru, nu a ținut cont de specificitatea unor materii. De exemplu, la noi a picat asistența avocațială în recurs în litigi de contencios administrativ. În contencios, singura cale de atac e recursul. În contencios lumea este mai revoltată, se judecă cu statul, se consideră nedreptățită, e un aer de revendicare și de anarhie, de impunerea propriilor drepturi în contradictoriu cu statul opresor. Da? Și acolo nu prea e greu să impui reguli de tip filtru, asistența avocațială, adică eu aș excepta din start contenciosul de la orice fel de reformă și iarăși nici în litigiile de muncă. Adică să spui asistența avocațială în litigiile de muncă, cred că iarăși este exclus cu desăvârșire, nu o să accepte nimeni. Pentru că nici la nemți, la litigiile de muncă, asistența avocațială este obligatorie doar în apel și recurs, în vreme ce în litigiile sociale, care sunt separate la ei de cele de muncă, asistența avocațială este obligatorie abia în instanța de recurs. Deci, iată, se poate ține cont un pic și de specificul materii. Acum vine, din punctul meu de vedere, când am studiat această problemă, mi se pare partea cea mai interesantă, anume, cine are dreptul să pledeze la Curtea Federală de Justiție a Germaniei? Ok, avocați, avocați, dar au și ei 100.000 de avocați. Toți avocații pot să pledeze la Curtea Federală? Nu, răspunsul este că la Curtea Federală de Justiție pledează doar 34 de avocați din cei 100.000. Cum sunt aleși acești avocați? Păi trebuie să fie avocați cu definitiv, trebuie să aibă 5 ani vechime până aici seamănă și apoi să dea un fel de examen în fața unei comisii alcătuite din președintele Curții Federale, din, nu știu, Colegiul de Conducere, încerc să adaptez, din Comisia Permanentă a Uniunii Barourilor și din Camera Specială a Avocaților Admiși să pledeze la Curtea Federală de Justiție. Evident, este vorba despre a deține cunoștințe de specialitate foarte solide în legătură cu mecanismul de funcționare a recursului. Și acum, care este, în primul rând, chestiunea asta o sorginte istorică? Apropo de avocatul din robă versus avocatul de business. În mod tradițional, fiecare avocat era alocat unei anumite instanțe. Te înregistrai la un anumit tribunal sau la o anumită curte de apel și nu aveai voie să pledezi decât acolo. De ce? Ei spuneau, păi în felul ăsta instanța și avocații se cunosc. Atenție, asta era o virtute legislativă, nu era motiv de strămutare. Sau, da? Se cunosc și au încredere unii în alții și există o practică ordonată. Da? Această chestiune a fost treptat abandonată undeva în preajma anului 2000. Practic, avocații având dreptul să pledeze la toate tribunalele și la toate curțile de apel. Și s-a spus, doamne, acum se poate călători cu trenul, poți să mergi pe distanțe lungi, ai mail, sigur, între timp după pandemie. În pandemie, în Germania a explodat foarte mult judecata prin videoconferință. Da? În orice caz, e o posibilitate. Eu cred în lumina experienței de la facultate, punând în balanță diferența între un curs ținut online și un curs ținut față în față, eu cred totuși că o ședință față în față e mai utilă.
Da? Dar pe de altă parte, dacă vine avocatul de la Cluj și nu știu, află că la București e protest sau că lipsește raportul de expertiză sau că nu știu cine a cerut amânarea, mie mi se pare că totuși, cel puțin pentru termene intermediare, videoconferința poate să fie foarte utilă, mai ales în condițiile infrastructurii de la noi din țară. Dacă un drum până la București chiar nu este o plăcere, din niciun punct de vedere. Și atunci, în fine, am divagat, videoconferință, practic, acest sistem al admiterii la o singură instanță a fost păstrat doar pentru Curtea Federală și există o seamă de justificări. Bineînțeles, sunt și critici la adresa acestui sistem, care este un fel de monopol. Sunt 34 de avocați admiși să pledeze la instanța supremă. Dar, practic, justificarea oficială pe care am zis-o chiar pe site-ul, să zicem, mini-baroului respectiv al avocaților care pledează la Curtea Federală, era o foarte bună cunoaștere a practicii Curții Federale, o foarte bună cunoaștere a procedurii instanței de recurs și au spus că noi avem o rată mult mai mică de respingere ca inadmisibilă a cererilor noastre decât toate celelalte instanțe supreme federale, care sunt încă 4, și care nu au un asemenea sistem special al avocaturii. Și practic se merge pe ideea să mai există încă o pereche de ochi, adică nu doar avocatul care a asistat părțile în fața instanțelor de fond, ci și un alt avocat care să-ți spună are rost să mergi cu cauza ta mai departe sau nu. Da? Sigur, asta cel mai adesea probabil înseamnă, din punctul meu de vedere, mă gândesc la un litigiu specializat de concurență sau de proprietate intelectuală, cel mai probabil ajungi să, de fapt, să ai doi avocați. Că vei avea avocatul tău cu care te-ai judecat în fazele anterioare ale procesului și care știe dosarul și vei mai lua încă un avocat care să-ți spună toate aceste lucruri în tiparul destul de dificil al instanței de recurs. Eu personal, dar asta este doar o părere pur academică, cred că ar fi util ca la un moment dat, dar și foarte nedemocratic și nepopular, admit, să se ajungă la un sistem de specializare al avocaților care pledează măcar în fața în alte curs de casație și justiție, dacă nu a tuturor instanțelor de recurs. Sigur, nu la modul să fie un număr limitat, pentru că vom da de probleme cu dreptul cu Consiliul Concurenței, ci măcar să existe, pentru că, într-adevăr, numărul recursurilor nule, și care poate nu sunt nule, dar sunt total greșit încadrate și trebuie recalificate, este unul totuși prea ridicat și mă refer acum doar la cele formulate prin avocați, cele pe care le formulează partea singură, deja altă discuții. În fine, concluzionez, mă știu că am posibil să fi depășit un pic timpul, că regulile model au fost aici un pic mai prudente, regulile model europene au spus o mare diversitate între sisteme de drept național în Europa, unele țări impun asistența avocațială obligatorie, altele nu. Deci doar se recomandă asistența avocațială obligatorie în fața instanței de recurs, în vreme ce în fața instanței de apel se spune într-o regulă destul de amplă că partea se poate reprezenta și singură, dar instanța de apel trebuie să verifice din oficiu dacă partea chiar se poate reprezenta singură și dacă vede că nu poate, să dispună desemnarea unui avocat. Da, asta mi se pare foarte util pentru că știm bine că unor parte este complet paralelă cu ceea ce se întâmplă de fapt în proces. Mai revin și cu o chestiune referitoare la dreptul german. Dacă asistența avocațială este obligatorie și partea nu-și alege avocat, se poate cere instanței să desemneze un avocat într-o procedură a ajutorului public judiciar și în principiu desemnarea este obligatorie, cu excepția situației în care cererea este vădit nefondat. Adică există un fel de filtru al abuzului de drept. Eu cred că până la urmă la noi asistența avocațială în recurs de asta a și picat la Curtea Constituțională. Dacă o să citiți acele decizii, o să vedeți că problema Curții Constituționale nu prea este atât cu codul de procedură civilă, ci este cu legea ajutorului public judiciar. Da? Acolo a și existat o discuție în comisie, să dăm dreptul părții să aibă mereu avocat ca să, când vrea să facă recurs. Dar și asta e o problemă financiară, poate bugetul de stat să suporte chestiunea asta și este util să ai un fel de drept de recurs automat, are dreptul avocatul desemnat să-ți spună nu-ți fac acest recurs pentru că n-ai nicio șansă. Adică se ridică o seamă de alte probleme. În această ipoteză și oricum legiuitorul român nu a ajuns la această concluzie la acea vreme. În fine, din punctul meu de vedere, undeva într-o formă sau alta vom ajunge din nou la un filtru, cel puțin la Înalta Curte de Casație și Justiție. Eu cred că realist ar fi puțin să reintroducă filtrul pe care l-am avut până în anul 2018, ca un prim pas. Și în al doilea rând, deși nu întrevăd o schimbare legislativă foarte concretă, cred că în abstract, totuși măcar în căile de atac și după părerea mea și în apel, asistența avocațială ar trebui să fie
un ceva între puternic recomandată și obligatorie în anumite materii. Mulțumesc și sigur dacă vor fi întrebări în cursul discuțiilor ulterioare. Da, deci concluzia este că, deși înalta curte și-a dorit să scape de filtru, se pare că nu și-a atins scopul într-un final și s-ar putea să ne trezim totuși să se repună în discuție acest filtru.